În intervalul următor, vremea va fi tot instabilă, cu norări accentuate, vor fi condiții de averse însoțite de descărcări electrice și intensificări de scurtă durată a vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 31 de grade, iar minimile vor fi cuprinse între 15 și 17 grade. La Giurgiu vor fi condiții de formare a fenomenului de grindină. Aviz de principiu în vederea asocierii. Ei trebuie să vină cu un plan de afaceri după aceasta, ei trebuie să vină cu o gândire, să vedem care sunt pașii următori. Problema se pune. Facem această mișcare ca primăria să intre în asociere, ei să repare acea clădire, fiindcă primăria în acest moment nu are bani să repare acea clădire. Asta vă spun la modul corect. Și nu mă interesează să zic că o reparăm ca să fie reparată. Noi avem mari probleme cu cei de la evidența populației că apa care se infiltrează, fiind corp comun cu evidența populației, apa care se infiltrează prin spărturile din acoperiș se duce în arhiva celor de la evidența populației. Și avem mari probleme acolo. Deci o să trebuiască măcar spatele acestei construcții să o reparăm cu banii noștri. S-a evit această oportunitate. Vedeți dumneavoastră, s-au făcut așa este, îmi spuneți că s-au făcut asocieri. Nu s-au făcut foarte multe asocieri. Care s-au făcut, s-au închis după un an, nu s-a făcut, nu s-a luat autorizație de construcție, s-au reziliat automat. Deși în această asociere, când se va ajunge, se va trece un termen. Dom'le, dacă într-un an, un an jumate, nu ți-ai autorizație, sau într-un an nu ți-ai autorizație de construcție, se reziliază de drept. Și o luăm de la capăt. Dar este de datoria noastră să încercăm. Dacă vom sta reticenți că de ce vine ăla sau de ce nu vine ăla și facem, nu o să facem niciodată un pas înainte. Incubatoare de afaceri s-au mai înființat și la Dunăreana și la Consiliul Județean. Din păcate, poate eu nu sunt informat. Nu prea am auzit de activități. Iar în ceea ce privește doamna Grapini, faptul că aș vrea să consider că din binecuvântate pricini n-a putut să vină la Giurgiu. Și nu din cauza că Giurgiu este un municipiu și un județ nesemnificativ. Bun. Și noi am așteptat. Alte lor de poziție, domnul consilier. Da, este o oportunitate totuși pentru Consiliul Local, dar să punem problema, e vorba de un SRLT. Totuși va avea know-how, capabilitatea și toate celelalte să poată susține o asemenea activitate. E vorba de o propunere pe 25 de ani în care primăria intră cu clădirea. Este foarte bine că putem găsi o soluție să o facem pe banii altora, dar în același timp mă întreb de ce n-am face un fel de concurs de proiecte în care să scrie mai multe firme specializate în așa ceva, nu neapărat Expo, dar nu SRLT, și să alegem pe urmă, în funcție de business planul care îl produce fiecare firmă, să putem să facem o asociere într-adevăr care să promoveze pe urmă pe cei 25 de ani toate cerințele care se trec și aici și care sunt interesante, într-adevăr. Dar rămâne iarăși, întreb dacă totuși este singura firmă care are know-how și capabilitatea să poată să facă așa ceva. De ce au făcut SRLD? Fiindcă este oportunitatea ca să primească fonduri. Deci banii vin pe debutanți. Ca să le, pe genul acesta de firmă primesc banii de la Oficiul Teritorial pentru Sprijinirea IMM-urilor. Da, nu, o sumă foarte mică. Nu. Deci ei primesc pe mai multe... Primesc în jur de 35-40 de mii de euro. Pe 2-3 programe. Domnul consilier, așteptați să vă vină. Ideea este că trebuie să funcționeze ca și incubator ca să primească cei 1.600.000. De aceea le-a fost mai ușor să găsească varianta aceasta. Că vor primi 30, că vor primi 50. Până la urmă ei și-au angajamentul că fac lucrul acesta. Este acord de principiu. Dacă le tăiem elanul și să spunem că nu vrem, la un moment dat, știi ce se întâmplă? Dacă ar fi venit la Giurgiu 20 de investitori s-ar fi bătut în idei și în proiecte, da, mi-ar fi fost și mie ușor să spun, da, domnule, aleg pe cel mai bun. Dar vedeți dumneavoastră că apar câte unul. E de datoria noastră să încercăm. Putem trece, v-am spus, și bine a spus domnul consilier,
Dom'le, să vedem cum este. Trecem, dacă într-un an nu este autorizație și nu face, se reziliază automat. Și atunci știm o treabă. Dacă e serios sau nu e serios, dacă poate să facă sau nu poate să facă. Nici nu ținem blocat, nici nu câștigăm bani acum după această clădire. Fiindcă e dată în folosință gratuită, deci mai mult decât atât, nu știu ce. Unui SRL care atât face. Oare de atribuire gratuită? Domnul consilier. Referitor la ce a spus domnul primar, m-am uitat în cerere, am studiat cererea deșilor și nu scrie niciunde, sau poate n-am văzut eu că e scris cu mărunt, că deși se obligă, într-un fel sau altul, să precondiționeze această clădire, să o reabiliteze. Ba mai mult decât atât, în referatul domnului primar, scrie că la acest moment, acest spațiu are o asociere cu tipografia CRONOSRD cu o valabilitate până la 29-18 ani. Cu posibilitatea reducerii termenului de valabilitate în cazul în care asociatul prim, respectiv municipiul Giurgiu, va începe lucrurile de modernizare. Și mai aveam o întrebare la dacă ei nu au venit cu o propunere pe acest contract de asociere participațiuni de procent, primăria, executivul are un procent în vedere, s-au gândit la ceva anume, că nu se specifică pe nicio. Ce înseamnă? Este aviz de principiu. Da, și în aviz de principiu. Deci urmează. Noi intenționăm să ne asociem, să ne aducem cu dumneavoastră, în procentul X. Da, un aviz de principiu. Toate lucrurile acestea, cu asocierea sau ceea ce se face, urmează în etapa a doua când vom veni și semnăm contractul, venim cu el în Consiliu și atunci spuneți, domnule, dă 5, dă 10, nu dă nimic, suportăm, ce suportă, suportă dâns și tot, fac gratuit pentru primărie, nu știu câte manifestări pe an. Deci ideea este, trebuie să știm de unde plecăm. Dar acum să spune problema dacă face sau nu face. Aici este problema, acord, da sau nu. După acest lucru urmează faza a doua. Ei vin cu proiect, cu ce vor să facă, vin cu date clare, venim în fața Consiliului și spune, domnule, ăstea vor să facă. Ei au venit și au întrebat, domnule, puteți să ne apucăm să mergem, să purtăm? Că la rândul lor, pe baza acestui acord de principiu al nostru, ei fac demararea procesului la discuție, la unde să duc, la oficiu teritorial pentru sprijinirea IMM-ului. Dar asta a specificat în cererea lor, pe care frumos au formulat-o pe primărie, nu au scris niciunde că au intenția să reabiliteze această clădire. Dar probabil că din discuțiile pe care le-ați putat dumneavoastră... Deci tot ce s-a discutat, asta a fost. Vă spun, când a fost cu doamna secretară de stat, astea s-a discutat. Sunt debutant. Sunt debutant. Deci până la urmă au făcut o cerere... Au făcut o cerere. Ca debutant. Ideea este dacă... Este prima fază. Aici e toată treaba. Dacă dorim acest tip de asociere, și să le dăm o șansă să meargă cu acest proiect, trebuie să o pună la dosar, că, domnule, uite, am găsit, sunt de acord de principiu, primăria Giurgiu să facem lucrul acesta. Ne apucăm mai departe și ei să duc la oficiul teritorial și discută dacă li se acordă și ce fonduri li se acordă. După aceea trebuie să vină cu proiect de modernizare, trebuie să vină cu tot și după aceea venim în patra Consiliului și spune, da, domnule, uite, oamenii fac lucrul ăsta, 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 porniți sau nu porniți la lucru. Da, o să fie contract, o să fie un consiliu. Este vorba de acord de principiu. Ideea este, pornim sau nu pornim? Aici e toată treaba. Domnul consilier Clement, aveți cuvântul. De acord cu dumneavoastră, domnul primar, dar astea sunt presupuneri că unii acordurile să vină încă nu știu ce oferte. Dar mă întreb, de ce au cerut 25 de ani? De la executiv. Vă rog să reluați argumentația, domnul Grădăuș. Vă rog să reluați argumentația, domnul Grădăuș. Domnul viceprimar Vlad. Până la urmă, haideți să vedem despre ce este vorba. Este vorba despre o asociere dintre un SRLD și primărie. Acum, problema care se pune, eu zic că este corectă de a da o șansă și tinerilor pentru
pentru viitor, să intre într-o afacere, dar să nu zicem că din start că pălăria ar fi prea mare pentru ei, eu vin cu o propunere ca în această asociere să intre, de exemplu, și Camera de Comerț din Giurgiu, care este reprezentativă pentru toată mediul de, pentru tot mediul de afaceri din Giurgiu și eu zic că are și o experiență în, în organizarea de, de astfel de manifestări. Atunci, cred că n-ar fi niciun fel de, de problemă, s-ar face și acest proiect. În continuare, vă spun, și cu acest SRLD sau cu altul, nu contează, trebuie să dăm o șansă și timpul să intre în, în afacere. Deci eu aș propune, dacă ar fi de acord, să putem să, să cooptăm și Camera de Comerț în acest proiect. Singura impediment, nu neg faptul că, până la urmă, punctul și polul important și rolul Camerei de Comerț este ca dânsii să dorească să intre în această asociere. Deci noi putem trece aici să discutăm și cu Camera. Deci putem, domne, să în asociere să intre, dar e doar la nivel că dacă o să zică domnul președinte că nu dorește... Haideți să, să întrebăm totuși atunci, haideți să încercăm, dacă, dacă nu putem să luăm o hotărâre, să amânăm acest proiect până, până când vom avea și, și acordul Camerei de Comerț, dar din ceea ce știu eu la Camera de Comerț, este deschisă pentru astfel de proiecte și în care să fie, să fie cu participare. Treceți direct să se coopteze și Camera de Comerț. Și, de fapt, timpul nu este foarte... foarte darnic cu noi. Este luna iulie, august, dacă depun, când depun, ne mai hotărâm, până semnăm contractul, ne ducem în noiembrie. Dacă mai amânăm o dată acordul de principiu și mai stăm o lună până semnăm și încă o lună cât așteptăm, sunt 3 luni, ne ducem în septembrie. Nu știu, banii trebuie cheltuiți sau ce vor ei să facă anul acesta. Deci, domnul primar, da. Deci putem trece. Ideea este să fie totuși cineva care, care poate să desfășoare această activitate și recunoaștem că Camera de Comerț a Giurgiu a organizat diverse, diverse expoziții în Giurgiu și le-a făcut la un nivel bun. Atunci să mai trecem un articol că se va fi. Da. Da. Domnul director Trăistar, poftiți.